Noi da. suntem aici în fața unei mese cu acest pur de lapte, dar atunci care erau felurile principale de mâncare? Depinde de clasa perioadă? socială. Să-ți dau numai o pildă. La casa regală, unde întotdeauna se aduceau pești, lang homar, langustine, fel și fel de muștar cu spanac, cu smântână, cu vânat, cu rață și gâscă umplută, de exemplu rața Sfântului Martin din Germania sau rața Leșească lui Sadoveanu. Treceai la balurile mascate care veneau imediat, pe 1, 2, 3, unde lumea bazată, lumea mâna a doua, negustorii cu chiar sau chiar boiernașii se distrau de pomină, că de acolo vedeai proțapul de vițel, de berbec, gâște, rațe, fripte, crăpcean, ba venea și cu somotei, se deschidea butoiul, că de la frapiera de alpaca cu filigran se trecea la butoiul de stejar cu răchie și vin vărsaj, să se dansa și se încingeau la vorbă. Unii rămâneau după ora șase și la jocurile de cărți, era o